Dacă îl mai lua și pe Chiricheș, mai continuă telenovela asta cu Chiricheș sau nu? Se continuă, se antrenează cu noi. Deci telenovela continuă, nu? Continuă. Îl așteptați. Parcă aveți așa o politică și noastră, așa. Îl așteptați. Nu, aici e politica care o fac eu la fotbal. Este, adică, pe niște principii. Principii financiare, mă refer. Păi mi-a zis data trecută. Dumneavoastră vreți să-i dați 400 de mii, el vrea 500 de mii, dumneavoastră nu prea ați vrea. Dar eu m-am dus la maxim. Da. Și atâta, că dacă după aia mai sărim și în sus și mai sărim și mai sărim și mai sărim și mai sărim, după aia unde ajunge și unde ajunge? Nu. Sunt niște principii financiare pe care se trebuie să mizezi. Nu poți să mergi așa. Uh-huh. Că după aia ajungem și noi de insolvență, faliment. Nu mai acoperă plapuma picioarele, vârful picioarelor. Nu mai acoperă, iată picioarele pe urmă și vai, vai. Am înțeles. Deci, domn Becali, la dumneavoastră e simplu. Da, domne, ți-am dat 400 de mii, nu poți să trec peste. Vrei cu bonusuri, ești binevenit. Nu? Asta e. Mai antrenează. Așa este. Nu? Eu cred că va veni, așa cred. Nu, și eu zic că va veni. Eu zic că săptămâna asta va închide. El acum, el ce face? El? Ăsta e foarte băiat deștept. Sunt foarte mulți bani, Chiricheș. Are bani, milioane, mult. El acum ce face? El studiază echipa. El vede, ia să văd ce echipa am. Dacă am echipă bună, să iau bonusurile. Da. Asta trebuie să vadă el acum. Corect. Și el trebuie să înțeleagă că dacă vine și el și iese cu... Că ar fi singurul fundaș care iese cu... Nu știm pe ăla, sud-african. Dar ăsta, Chiricheș, iese cu mingea la picior, normal. Dai un fundaș central de ăsta care iese cu mingea la ficior și creează superioritate, este extraordinar. Uh-huh. Nu? Și atunci el, că uite, Șumudică, mi-a plăcut de Șumudică. Șumudică, să știi că are foarte mare, el explică foarte bine și vede foarte bine fotbalul Șumudică. Uh-huh. Și a și demonstrat. Uh-huh. Și el a spus, domnule, dacă le ia și pe Chiricheș, nu mai are niciun fel de problemă de calificare. Da. Adică în play-off, depinde cu cine cădem. Da, bine. Dar noi suntem puternici. Noi putem să batem orice echipă. Da. Pentru că suntem puternici, marcăm gol. Uh-huh. Nu, Chiricheș vă va întări. Doar la Chiricheș, apropo de investiție, că sunteți om de afaceri, marea lui problemă că e foarte fragil, nu știi când se accidentează din nimic. Asta e marea lui. Nu e problemă. Și de ce? Pentru că nu joacă în Italia, joacă în România. Acolo era foarte solicitat. Da. Da, și asta e adevărat. Și asta e. Păi asta e problema. El vrea pe 2 ani, eu vreau pe un an, adică nu vreau să risc pe 2 ani, știi? Mm-hmm. Și așa, din ce simțiți, s-ar putea să vă închideți mâine, poi mine? Ce simțiți noastră așa? Ce vă spune Fleu? Nu. El acum așteaptă. Părerea mea că el așteaptă să vadă acum cu bulgarii ce facem, știi? Adică să vadă ce jucăm noi în cupele europene și dacă trecem mai departe, știi? Mm-hmm. El asta așteaptă. Și în plus de asta, probabil, așteaptă să vadă dacă are ceva mai bun. Uh-huh. Am înțeles. Deci nu mergeți mai departe pe un an, 400 de mii plus bonusuri, cum ați zis. Nu, ăsta e ce oferiți. Ăsta e maxim. La cât ajunge domnul Becali cu bonusuri? La cât poate să ajungă maxim? Dacă luăm campionatul, ne calificăm la anul? Da. 1 milion aproape. Sunt bani mulți, domnul Becali. Câți bani să-i dați? Acum serios. Acum vorbim serios. Acum ce bani să-i dați? Bănuiesc că n-are sens să vă mai întreb dacă mai vine cineva, nu? De vreun jucător, că n-a... De unde, că ce să fac? Niciodată n-am avut așa o mare problemă cu formarea echipei. Uh-huh. Niciodată. N-ai văzut că și la pauză au intrat 2 jucători, de fapt și Băluță și David Miculescu au jucat bine. A, nu, toți au jucat bine, nici nu toți pot să... Toți au jucat bine, da. Numai că ai văzut, s-a făcut schimbările tocmai de aia, pentru că trebuie să-i faci și pe aia, să joace și aia. Uh-huh. Nu? Da. Nu s-a făcut schimbările că ea n-a fost nemulțumire. S-a făcut schimbările că trebuia să-i vedem și pe aia. Vă referiți la pauză sau la ce? La pauză, da. Aha, am înțeles. Bine, dacă ai un atacant ca companie, nu poți să-l lași să stea tot meciul pe bară, că nu-i frumos. Uh-huh. Ți-a dat omul atâtea goluri. Da, și nu e, nici nu știți, trebuie să-i folosiți pe toți, să-i vedeți pe toți cât pot, cum pot, n-ai ce să faci. Păi vezi. N-ai ce să faci. Așa că vorbește unul și altul, e ușor să vorbești.